Bună tuturor celor din Zodia Taur sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Taur și bine v-am regăsit la citirea specială de sărbători, unde vom vedea cum veți petrece, ce se va întâmpla, ce vă așteaptă. Cu această ocazie vreau să vă urez sărbători împlinite, sărbători binecuvântate, să aveți parte de tot ceea ce vă doriți și să fie ca aceste sărbători binecuvântate să aducă liniștea de care aveți nevoie și să vi se îndeplinească visele și dorințele. Iar cumpăna dintre ani să aducă o eliberare pentru voi și poate să aducă o împlinire mult mai mare față de ceea ce ați avut anul acesta. Haideți să vedem așa, în mare, ce vă așteaptă de Crăciun, ce o să se întâmple. De ce vă uitați mult în trecut? Vă uitați foarte mult la o situație care vă dă foarte mari sau bătăi de cap. Sunteți într-o așteptare. Așteptați un răspuns, dar îmi apare și faptul că ori participați la o slujbă, ori este o legătură mult mai strânsă pe relațiile de dragoste. În cazul în care sunteți singuri, sunt șanse mari să întâlniți pe cineva în perioada aceasta pe nepusă masă, pentru că văd aici faptul că vă veți îndrăgosti așa la prima vedere, pe neașteptate. Văd și niște hotărâri pe care va trebui să le luați, alegeri de făcut. Puteți vedea face cu un alt taur sau cu zodia gemeni, dar avem și semne de foc, mă duc cu gândul mai mult către un berbec, dar nu exclud nici celelalte semne zodiacale, având în vedere că avem magicianul. Ceea ce așteptați voi are legătură cu o nemulțumire, pentru că tot au fost situații, dar pe jumătate. Pe jumătate ați aflat un răspuns, pe jumătate ați rezolvat o situație, pe jumătate ați fost iubiți și de aceea sunteți cumva prinși în situația aceasta. Oare se mai întâmplă ceva până de Crăciun sau nu, sau în preajma Crăciunului? Dintr-o dată totul se schimbă, pentru că mi-apare aici credința, orică v-ați rugat arzător să se întâmple ceva. Bine, vorbim și de o poveste mai complicată dacă am fi să discutăm pe planul amoros, pentru că mi-apare un trio amoros, mi-apare o relație complicată, iar dacă dorința e să petreceți cu o persoană implicată în altceva, e cam greu, să știți. Oricum ar fi, să știți că veți avea un Crăciun magic. Bun, într-adevăr, sunteți într-o așteptare. Așteptați un răspuns, așteptați un verdict. Din cauza că ceva nu vă face fericiți, nu vă împlinește. E o dezamăgire. E faptul că simțiți că aceste sărbători le petreceți singuri, fără vreo șansă să fiți fericiți, și să știți că primiți un mesaj din partea unei persoane pe care o îndrăgiți sau cu care aveți o legătură aparte. Eu zic că veți avea parte de un Crăciun magic aici cu magicianul, cu mare preot și cu îndrăgostiții. Deja vorbim de o împlinire. Pe partea aceasta, faptul că veți avea răbdare aduce o împăcare, aduce o liniște, o corectitudine, vi se face dreptate într-o situație legată de planul amoros. Sau poate fix acum înainte de sărbători așteptați voi o rezolvare, un act, un răspuns de la o instituție înainte ca totul să se închidă. Dar este vorba și de o împăcare sau de o dreptate. Vine cineva, vă cere iertare, v-a greșit, v-a rănit cu ceva anume. Da, este vorba de falsitatea cuiva, iar acea persoană și-a inima în dinți și vorbește cu voi și văd că sunteți ochi și urechi la ce are de spus și de ce a dus situația în punctul acesta. Poate să fie și o persoană în zodia leu sau în zodia balanță. Multă credință, vă îndreptați mult către credință. Primiți sfaturi înțelepte. Faceți poate o rugăciune mai puternică de sărbători, dar vă îndreptați cu speranțe mari către anul ce vine. Vreți să lăsați în urmă promisiuni deșarte, favoruri, situații care nu s-au concretizat. Nu o să vă mai agățați de nimic ce pare așa frumos la prima vedere, că nu vreți să pierdeți. Pe de altă parte, atenție și la un cadou, nu știu, mi pare că s-ar deteriora, dacă este ceva fragil, atenție cum îl ambalați, mi pare, ori să nu pierdeți acel obiect pe care vreți să-l dăruiți mai departe, pentru că văd că ieșiți într-o seară, unii dintre voi, trebuie să mai faceți un drum, să mai luați încă ceva. Mergeți într-un grup de oameni, dar văd singurătate, voi iubiți o persoană complicată. Poate să fie vorba și de faptul că veți fi în compania cuiva care nu vă încântă foarte tare, pentru că văd sentimentul ăsta de singurătate și sperați ca Revelionul să fie altfel totuși, sfârșitul de an să vă prindă într-o altă formă. Mai așteptați și o sumă de bani, un răspuns, dar vine destul de greu, să știți, deși apare așa o soluție, dar nu vă încântă 100% și puteți avea de face și cu o fecioară. Veți face lucruri nebunești, mi-apare familia, probabil sunt niște probleme în familie, la unii dintre voi, nu la toți, probleme neîncheiate, nerezolvate, de fiecare dată vă revedeți de Crăciun sau poate să fie un eveniment repetitiv în preajma sărbătorilor de iarnă care nu vă cade foarte bine. Dar să știți, aici e vorba și de autoritatea cuiva, se impune o anumită persoană, dar regulile acestea, nu știu, sunteți rezervați, parcă nu vorbiți, parcă nu spuneți exact ce vă apasă pe suflet. O atmosferă de liniște, de siguranță, de căldură, văd aici pe linia asta de Crăciun. Înspre sfârșitul anului și Revelion, probabil între sărbători mai aveți ceva de rezolvat în legătură cu o situație financiară, cu familia, cu o iubire mai veche. Aveți o curiozitate vis-a-vis de, nu știu, pe sănătate, poate vă îngrijorează o persoană care nu se simte foarte bine sau voi nu vă simțiți foarte bine. Mi-apar discuții, progrese, dați înainte. Aici, da, este o situație veche care nu s-a clarificat, fie pe planul sentimental, fie pe planul personal. Aici include familie de sânge, pentru că mi-apar niște discuții, niște trăiri intense sau curățați un rău, curățați ceva negativ, pentru că văd schimbarea în atitudinea unei persoane și parcă a venit timpul ca acea persoană să se schimbe. Poate să mai fie aici o mâhnire în legătură cu întrebarea unde petreceți Revelionul, pentru că nu prea aveți multe opțiuni sau opțiunile pe care le aveți nu vă încântă foarte tare. Vă simțiți dați la o parte un pic, vă simțiți, nu știu, marginalizați, parcă intrați în contact cu o persoană, vă spune de un plan, uite, hai să mergem acolo, hai să facem, mergem la acea cunoștință, parcă vă interesați mai mult, dar unde vine asta, cine e acea persoană. Aveți o grijă apăsătoare, dar are legătură cu familie, are legătură cu tot ce ține de planul personal și intim la voi. Orică sunt mai multe sarcini de dus la îndeplinire, acum pe ultima 100 de metri, orică așteptați un răspuns, orică au existat multe probleme de-a lungul anului pe relațiile de dragoste, muncă, bani, și încă căutați răspunsuri, că poate se închide ceva, poate apare o rezolvare înainte de a se încheia anul, că este o hârtie care nu ajunge sau apar rivalități, apar discuții, apar tensiuni, dar scăpați de acest rău, pentru că atâta timp cât nu vă dispare speranța, să știți că dintr-o dată ori vă vine o idee ingenioasă, ori aveți o soluție, ori aveți un ajutor care vine așa brusc și pe neașteptate și pe care îl așteptați de foarte mult timp. Per general, energia asta pe sfârșitul de an aduce oarecare tensiune, pentru că vreți mort copt să rezolvați ceva, să, nu știu, aveți o discuție telefonică cu o persoană, să vi se dea o sumă de bani, să vi se repare o stricăciune, să nu mai existe o discuție sau o neplăcere în familie, pentru că văd multă dragoste înspre 1 ianuarie în viața voastră, deci clar aici găsiți o soluție. Voi vă zbateți foarte mult ori să aflați ceva, ori să rezolvați o chestiune, dar îi, cum să vă zic eu, peripede înainte, adică nu poate să se amâne, nu poate să treacă anul fără să încheiați acea situație sau fără să știți despre acel lucru. Probabil o să vă ajute pe voi sau treceți într-o energie mai bună în anul care vine. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!